Primăria Municipiului Suceava a început deja implementarea sistemului de eticheting în Municipiul Suceava. Mă refer la faptul că stațiile de transport în comun vor fi modernizate. Acest sistem de eticheting este prin fonduri europene, 397.000 de lei fără TVA, și în termen de 10 luni de zile, softul trebuie să fie funcțional. Sistemul de eticheting în care este în implementare, avem o criză a conductorilor și a chipurilor în toată lumea și sunt de puțin întârziați cu acest proiect și noi sperăm să-l implementăm până în primăvară. Au început deja să apară în unele autobuze validatoarele, ele nu sunt încă funcționale, dar se montează, tot sistemul va fi funcțional, sperăm noi, la sfârșitul acestei ierni. Noi acum facem teste chiar și astăzi și sperăm că la începutul anului viitor să putem să ne folosim de el 100%.